să fie Domnul. 1 Corinteni 12:4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am observat în seara asta că sunt mai mulți tineri în adunare și în rugăciunea mea l-a rugat pe Domnul să împlinească profeția făcută prin Ioel, care a fost citită dimineață. Feciorii și fetele voastre vor proroci și tinerii vor avea vedenie. Și aș vrea tot să spunem amin. Frații mei, continuăm să vorbim despre lucrarea Duhului în biserică. Aș vrea să vorbesc de câteva reguli pe care le instituie Apostolul Pavel în exersarea darurilor duhovnicești. În primul rând, câteva condiții care sunt cerute celui ce aspiră la darurile Duhului. În Roman, capitolul 12, versetul 1 spune: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Rezumând succint ideea, o spunem, noi trebuie să ne punem trupul la dispoziția lui Dumnezeu. Aduceți trupul vostru ca o jertfă. Biblia vorbește de un templu la evrei care au fost dărâmat și nu mai este, ăsta e la trecut. Vorbește de un templu la viitor, în Apocalipsa, și am văzut templul lui Dumnezeu. Ăsta e la viitor, încă nu a venit. Un templu a trecut, altul încă nu a venit. Dumnezeu a rămas fără templu? 1 Corinteni 3:16, 1 Corinteni 6:18-19 spune: de aceea să vă feriți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, iar trupul vostru este templu Duhului Sfânt. Trupul meu e templu Duhului Sfânt. Trupul tău e templu Duhului Sfânt și trebuie să-l păstrezi curat pentru Domnul. De aceea, trupul nostru trebuie pus întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu. Mulți ar vrea darurile Duhului Sfânt. Unii umblă după ele, dar trebuie să țină cont de această primă condiție. Întotdeauna să fii gata ca să slujești lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, unde se vorbește de darurile duhovnicești, Roman 12, Corinteni 1:12, Efeseni 4:11, în toate cele trei liste de daruri arătate de Scriptură, Apostolul Pavel pune imediat problema trupului lui Hristos. Când se vorbește de darurile Duhului, Pavel vorbește de trupul lui Hristos, că noi suntem mădulare unii altora. Păi mădularele au nevoie unul de celălalt. Eu am mai spus, la noi era un frate, este un frate bun, la un moment dat îmi spune: frate Dragoș, tu cunoști frați pe țară, adă niște bărbați plini de Duhul Sfânt să se roage pentru noi cu punerea mâinilor ca Domnul să ne dea darul duhovnicești. E biblic. Însă el venea foarte rar la adunare. Și odată, într-o duminică dimineață, cineva spunea că fratele era în grădină, mânca cireșă. Oamenii veneau la adunare, el mânca cireșă.
Eu știind asta l-am întrebat, dar pentru ce îți trebuie daruri duhovnicești? Nu poți mânca cireșă fără daruri? Oameni buni, dacă Duhul Sfânt ne-a dat daruri, ele sunt date în folosul bisericii. Noi trebuie să venim la biserică cu ele. Cântărețul să vie să cânte, predicatorul să predice, prorocul să prorocească, că nu sunt pentru noi, sunt pentru biserică. Deci trupul la dispoziția lui Dumnezeu. A venit un frate la mine, am mai povestit eu astea, dar poate pentru careva e o încurajare. Spune, măi, cumnatul mi-a lăsat băiatul la mine, el e plecat în Austria. Băiatul s-a îmbolnăvit, o plâns vreo 3 zile, l-a dus la spital, de la spital nu știu ce are, l-a dat acasă și îmi spune fratele, măi, tu te cunosc cu fratele Jean Axânti de la Roma, de la Botoșani. Hai să-i facem ungerea cu un de lemn. Dar era ora 11 noaptea. Roma Botoșani e departe, dincolo de Botoșani. Zic, adă băiatul, hai să mergem. Plecăm, am ajuns pe la 12 și ceva, noaptea. Eu îi spun, măi, stai aici un pic, tu cunoști zona. Eu mă duc să-l trezesc pe moșul. Era frate bătrân. Când mă duc, fratele Jean era după portiță, cu costum, cu pălărie în cap. Zic, pacea Domnul, ce faci, frate Jean? Băi, vă așteptam. Dar de cine așteptai? Ne-a spus Duhul Sfânt că veniți cu un băiet bolnav să ne rugăm. Unde-i copilul? Zic, în mașină. Ne-am dus, au făcut o rugăciune, până la Botoșan copilul a răhnit în continuu. Au făcut o rugăciune, până acasă a dormit, acum e mare, e în Austria. Eu am spus așa, eu descoperit Domnul, dar omul ăsta la ora 1 noaptea s-a trezit, s-a îmbrăcat și a așteptat musafirii. Și era un om în vârstă. Eu vă întreb pe dumneavoastră, că și mie mi s-a întâmplat. Vi s-a întâmplat vreodată în miez de noapte sau când dormiți somnul vostru de odihnă, să vă spună Duhul Sfânt, scoală-te și fă o rugăciune pentru adunare. Mie mi s-a întâmplat. Și tot de multe ori mi s-a întâmplat când am spus, Doamne, ai milă de adunare. Era prea cald sub lapumă, era prea bine. Îmi era greu să mă plec pe genunchi. Trupul nostru la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, Roman 12:2, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Asta înseamnă că mintea mea e întotdeauna pe frecvența lui Dumnezeu. Să vă înnoiți mintea ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu. Întotdeauna gândul meu să fie la Dumnezeu, să gândesc la Dumnezeu. Coloseni 3, dacă ați înviat deci împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile sus și nu la cele pe pământ. Acum gândul nostru, cugetarea noastră zilnică, îi la Dumnezeu. Dumnezeu e ca o stație care emite în continuu. Numai că El emite pe o frecvență, la noi suntem pe altă frecvență. Oricând ai nevoie de sfatul lui Dumnezeu, faceți prin Duhul tot felul de cereri și rugăciuni. Vegheați la aceasta cu toată stăruința, spune Efeseni 6:17-18, da? Deci, în tot timpul facem, Dumnezeu e acolo, El așteaptă rugăciunea ta. Numai noi de multe ori ne gândim prea mult la lucrurile de pe pământ și nu ne acordăm frecvența noastră ca lui Dumnezeu. Deci o condiție pentru un aspirant al darului duhovnicesc este ca mintea lui, gândirea lui să fie mai mult îndreptată spre Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Și versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care o încredințat-o Dumnezeu fiecăruia. Nu este îngăduit ca să avem un complex de inferioritate. Ce înseamnă simțiri cumpătate? Înseamnă simțiri echilibrate, realiste.
Există la unii un aer de superioritate. Și Pavel condamnă lucrul acesta în Corinteni 12 când spune: mâna nu poate zice piciorul, n-am trebuință de tine. Nu se poate. Eu nu pot să spun la niciun frate, la nicio soră din adunare: du-te când merge adunarea și fără tine. Nu pot. Nu pot să-i spun unui corist: lasă corul cântă și fără tine. La noi aveam un dirijor, era un pic cam mofturos. Așa i-am spus eu, cam pretențios. Și eu am spus de la amvon: măi, dacă dirijorul nu se ține de treabă, Dumnezeu poate scoate altul mai bun ca el. Nu o stă Dumnezeu într-un dirijor. Dar ca să nu se supere, am spus și eu ca păstor: dacă fac figuri, Domnul poate scoate altul mai bun ca mine. Știți ce s-a întâmplat? El a rămas dirijor și pe mine m-a schimbat, a pus altul mai bun ca mine. Că nu stă Dumnezeu într-un om, nu stă într-un om, fraților. Dar noi trebuie să avem simțiri cumpătate, echilibrate. Nu este îngăduit în adunare acel aer de superioritate. Eu n-am plătit pe nimeni. Pentru toți de aici a murit Hristos. Amin. El v-a plătit pe fiecare. Nu există în universul ăsta, în tot cosmosul, ceva mai scump decât sângele Domnului Iisus. Și voi ați fost plătiți prin sângele mielului nevinovat. De aceea eu nu pot spune nimănuia: n-am nevoie de voi. Că nu sunteți ai mei, sunteți al lui Hristos. Nici complexul ăla de inferioritate, care seamănă pseu-umilință, nu-i bun. Am simțiri cumpătate. Frate, nu mă pune că eu nu pot. Eu nu pot cânta, eu nu pot predica. Am spus: frate, am să te pun la rugăciune. Nu mă pune că eu nu mă pot ruga. Dar de unde știi că nu te poți ruga? Am povestit odată, eram la o mormântare. Fratele care conducea slujba a spus: astăzi acasă vor vorbi trei frați. Primul frate, fratele Virgil Neagu, al doilea Dragoș Croitor, al treilea Viorel Candreanu, care știți, Candreanu și Virgil predicatori, eu începători. Și acum mi-aduc aminte că stăm între ei, parcă treceam prin cheile Bicazru. Ăia mari și eu mic. Am spus câteva cuvinte, așa avem un complex eu. După care mi-a spus: măi, oameni buni, dar eu nu fac concurs de predică cu nimeni. Eu nu fac concurs de predică. Unuia Dumnezeu i-a dat 10 talanți, la unul i-a dat un talant. La ăla cu 10 talanți eu îl salut, îmi ridic pălăria. Îi are de la Dumnezeu. Dacă mie mi-a dat un talent, slujesc cu un talent. Dumnezeu să ne dea simțiri cumpătate. Nu puteți spune: eu în adunare nu pot face nimic. Fiecare trebuie să-și găsească locul și slujba. Pentru că în adunarea Domnului nu sunt șomeri, consumatori de har și de oxigen. Nu, fiecare își are în trupul lui Hristos locul lui și slujba lui. Doamne, ajută să înțelegem asta. Amin. Deci ca și condiții pentru cei care aspiră la darurile Duhului Sfânt: trupul păstrat curat la dispoziția lui Dumnezeu, mintea concentrată la Dumnezeu ca să înțelegem bine voia lui Dumnezeu. Pavel spune în Corinteni: dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se pregătește de luptă? Dacă eu ca predicator nu știu care e voia lui Dumnezeu, nu știu ce vreau să spun, ce o să înțeleagă adunarea? Oricum noi prin rădare mai pierdem, că nu stăpânim limba română așa de bine. Mă gândesc la tinerii ăștia care nu știu destul de bine românește. Mă rog Domnului să îi dea dorința să învețe românește. Spuneți amin? Da, spuneți amin. Doamne ajută! Dar dacă prorocul nu înțelege lucrarea, nu înțelege care e voia lui Dumnezeu, ce o să înțeleagă adunarea? De aceea noi trebuie să fim concentrați la voia lui Dumnezeu și să avem simțiri cumpătate. Doamne ajută-ne! Am citit 1 Corinteni capitolul 12, în care Pavel înserează câteva reguli în exersarea darurilor duhovnicești. 1 Corinteni capitolul 12 versetul 3 e kilometru zero de plecare în lucrare. Și aici spune așa: nimeni
Dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. În exersarea darurilor duhovnicești, trebuie să știm foarte clar că în centru e persoana Domnului Iisus. Iisus Hristos este Domnul. Toată slava în adunare este a Domnului Iisus. Toată slava ce vine din exersarea darurilor duhovnicești este a Domnului Iisus. Cântărețul n-are voie să-și iei parte de slavă. Predicatorul n-are voie, prorocul n-are voie. Că Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Slava mea nu o dau altora și din experiența puțină care o am în ani de pocăință, am văzut că Dumnezeu nu împarte slava cu niciun proroc, cu niciun mare vindecător, că sunt oameni care aleargă după senzațional, face o rugăciune pentru bolnav, dar cu camera de filmat doar o să poată pune ceva pe internet. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Toată slava în lucrarea bisericii este a Domnului Iisus. Eu n-am primit un dar ca să lucrez, să ies în evidență. Eu nu lucrez cu darul ca să mă votați voi. Eu nu lucrez cu darul să-mi dați un scaun în adunare. Eu lucrez cu darul că mi l-a dat Dumnezeu ca să vă slujez vouă. Și răsplătirile îs la Domnul. Și Dumnezeu nu rămâne dator. Frații, cine Pal avea o cântare aici, nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Slujim pentru Domnul, dar știm că Iisus Hristos este Domnul. În versetul 7, amintea fratele Viorel, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Noi cu darurile duhovnicești slujim adunării, slujim fraților, slujim biserice. În anii când făceam școală la Brașov, era acolo un frate, pot să-i spun numele, Peter Ziller, care l-a cunoscut, un frate german, un proroc al Domnului, arhitect, un om foarte pregătit. Era semi-paralizat. Mergea foarte greu, așa sfâie la amvon, câteodată îl ajutau frații. Eu eram în adunare, când timp ce el predica s-a oprit și a spus așa, a șaptea sau a opta bancă de aici, a doua soră de la capul, de acolo are cancer la gât, Domnul clipa asta o vindecă. Da, adunare, a spus, slăvit să fie Domnul, la două săptămâni, în adunarea de pe Brândușele s-a ridicat sora aceea și a spus, fraților, acum două săptămâni eu eram sora aceea bolnavă de cancer, am vrut să testez, m-am dus acasă, Domnul m-a vindecat. Noi am slăvit pe Domnul, așa cum facem, dar în mintea mea de adolescent m-am gândit, dar ce nu se vindecă pe el? Deci el semi-paralizat, urcă greu așa la amvon, îl ajută frață, dar el slujește altora. Pentru că arătarea Duhului îi spre folosul altuia. Care au citit Mesagerul Cinzecimii, cum a apărut credința în Rusia, de fratele Voronoiev și alți frați, acolo autorul spune că era un frate cu dar de vindecare. El însăși fiind bolnav. Și veneau frații la rugăciuni, frații îl ridicau greu, el se ruga cu punerea mâinilor. Domnul vindeca, după care el se așeza obosit înapoi în pat. Știți de ce? Arătarea Duhului îi spre folosul altuia. Așa o găsit Domnul cu cale, vorba fratelui Viorel, să luăm sapa și să prășim la vecinul. Doamne ajută-ne să înțelegem. Și apoi mai spune în versetul 11, suveranitatea lui Dumnezeu. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Dumnezeu e suveran. Duhul Sfânt e cel care împarte darurile, nu după cum vrem noi. Fratele spunea că la ei au vreo 40 de proroci, știu asta, ei fac mult școală, pregătire. Era o seară de tineret la noi, mulți tineri. Și printr-o soră tânără de la ei, din adunare, din Dumbrăveni, vine un cuvânt profetic. Iată că în seara asta vreau să las aici un dar profetic.
Erau și copiii mei acolo. Fata mea era acolo, foarte credincioasă, studentă, pregătită, e o fată pocăită. Eu m-am rugat, atunci am spus, Doamne, dă la fata mea darul de proroție. M-am rugat așa. Și pe când mă rugam așa, de lângă fata mea, o tânără, ridică mâinile, începe să vorbească în alte limbi și să prorocească. Dumnezeu nu i-o dă la fata mea, că e fată de păstor. I-o dat alături, la cealaltă, era tare de aproape de mine. Dar știți de ce? Dumnezeu dă fiecăruia cum voiește El. Nu putem aici umbla cu aranjamente, chiar de a face școală, chiar dacă ne-am pune la vot, chiar dacă aici Dumnezeu e suveran în împărțirea darurilor și El nu greșește. Dar aici mai ținem cont la versetul acesta de un lucru. El dă daruri odată după nevoile adunării. El e capul, El știe în adunarea Beter sau Elim, cum vă chemați voi? Elim. El știe care sunt nevoile și dă darurile care sunt trebuincioase. Și în al doilea rând, El știe care daruri sunt cerute. Când vorbim de caracteristica darurilor, are vreo 10 caracteristici mari. O caracteristică este că darurile Duhului Sfânt pot fi cerute nominal. Cine are darul vorbirii în alte limbi, să se roage să aibă și tălmăcirea. Scrie așa. Deci eu dacă vorbesc în alte limbi, spun, Doamne, dă-mi, te rog, tălmăcirea. Nu-i un păcat să cer nominal. Dacă Dumnezeu consideră că e nevoie, îl dă, dacă nu, nu îl dă. El are suveranitatea în împărțirea darurilor. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, e un alt principiu. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos, fie iudei, fie greci, și toți am fost adăpați de un singur Duh. Asta înseamnă lucru în echipă. Am amintit ceva de ceata prorocilor și lucru în echipă. Fraților, un om cu daruri duhovnicești nu este un haiduc spiritual. Unul care umblă de unul singur, merge prin cea adunare, vrea, nu știi de unde să-l iei, nu știi cine îl trage la socoteală. Oamenii care au daruri duhovnicești trebuie să lucreze în echipă. Echipa este benefică. Echipa te protejează, echipa te ajută, echipa se roagă pentru tine, echipa te verifică, echipa te șlefuiește. Oamenii care nu lucrează în echipă sunt oameni care mai degrabă sau mai târziu vor derapa de pe calea aceasta. Deci un alt principiu este că exersarea darurilor se face în cadrul unei echipe. Domnul să ne facă să înțelegem asta. Mai spune aici așa. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al... Asta înseamnă că exersarea darurilor Duhului Sfânt se face sub o cârmuire, sub o conducere pusă de Dumnezeu. Am vorbit dimineață de raportul de colaborare și raportul de subordonare. Între slujitori există raportul acesta. Trebuie să colaborez între ei, dar există și raport de subordonare. Toți beneficiarii darurilor duhovnicești vor funcționa sub o cârmuire pusă de Dumnezeu. Ajungem în 1 Corinteni, capitolul 13, unde spune Biblia și vorbește despre dragoste. Exersarea darurilor Duhului Sfânt se face în dragoste. Acolo unde nu-i dragoste, acolo lucrarea e deficitară. Cineva spunea că dragostea e carul în care pui toate uneltele de lucru, când pleci, toate darurile, toate manifestările duhovnicești le pui în carul ăsta care se cheamă dragostea. Domnul să ne ajute la aceasta. Și mai am o remarcă de făcut din 14 cu 40 versetul, unde spune așa: dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Chipul cuvincios are de-a face cu simțul cromatic, are de-a face cu estetica.
Exersarea darurilor Duhului Sfânt trebuie să fie frumoasă. Să fie frumoasă în adunare, să fie plăcută și să fie făcută cu rânduială. Eu când merg într-o adunare, mă interesează care e rânduiala dumneavoastră. Că Dumnezeu e un Dumnezeu la rânduielii ca în toate bisericile Sfinților. Spuneam la frații proroci, asta o spun din cele întâmplate. Când suntem într-un grup de rugăciune, profetul, prorocul se poate adresa, pune mâna pe tine, pentru tine bărbatule, pentru tine soră. Dacă e grupul mai mare, poate să arate cu direcția, cât despre tine bărbatule, cât așa. Dacă e o adunare mare, poate avea o lucrare și la urmă să spună, pentru sora, pentru fratele, eu am întâlnit proroci, și eu spun că erau proroci ai Domnului, care aveau un fel ciudat de a lucra și o trebuie să-i opresc. În timp ce eram aici, au avut o lucrare o soră și când a venit Domnul, puterea Domnului, ascultă femeie și a fugit și a pus mâna pe femeie, a trecut printre bănci, pe lângă celelalte, a pus mâna pe femeie. Ascultă și tu bărbatul, a fugit în partea cealaltă, a pus mâna pe un bărbat. Am spus, vină încoace, stai liniștit. Prorocești de aici și la urmă spui pentru sora și pentru fratele. Nu trebuie să fugi prin adunare, să treci printre rânduri, să pui mâna. Pentru că trebuie făcute toate cu rânduială. Lucrarea Domnului frumoasă când e făcută cu rânduială, Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Am citit un cuvânt aici. Dimineața am vorbit ceva despre un dar profetic. Aș vrea seara asta să vorbesc despre un alt dar al Duhului Sfânt, și anume despre darul vorbirii despre cunoștință. Spune Biblia așa, versetul 8, de pildă unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință. Cunoștința este un dar de slujire publică când îi spusă bisericii. Când vorbești despre ea, s-ar putea unii să aibă o cunoștință pentru ei, să nu împărtășească cu biserica, ăla nu-i dar de slujire publică. E o informație pe care i-a dat-o Dumnezeu lui. Deci Domnul dă o cunoștință, dar îi spune să vorbească despre cunoștința asta. Aici ne oprim și facem câteva precizări. Fraților, acestea sunt daruri ale Duhului Sfânt. O anumită bază de cunoaștere trebuie să avem toți de aici. Să cunoaștem, spunea Osea, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Deci o anumită de bază de cunoaștere a lui Dumnezeu avem toți. Darul de cunoștință e mai mult decât asta. Este un dar de manifestare supranaturală al Duhului Sfânt. Când vorbim de darul deosebirii duhurilor, discernământul de care vorbea fratele Viorel, îl avem toți. Scrie în Cartea Evrei, capitolul 5, versetul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror judecată s-o deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Deci a deosebi binele de rău, trebuie să aibă discernerea asta toți membrii din biserică. Darul deosebirilor e mai mult decât atât. Acolo unde rațiunea, unde logica noastră nu mai face deosebirea aceasta, atunci intervine darul deosebirii duhurilor. Pentru că lucrările noastre, slujirile noastre pot fi influențate de trei duhuri. Duhul divin, Duhul lui Dumnezeu, Duhul uman și Duh demonic. Ori omul nu are capacitățile native de a face deosebirea între duhuri. Vezi pe cineva că slujește, spui, băi, îi din Duhul Sfânt. Alții slujesc tot bine și frumos din Duhul lor. Îi Duh omenesc. Eu odată am fost la o evangelizare, fac numai precizarea asta. Era după Revoluție, un frate predica foarte frumos. La urmă a făcut o chemare. Era ceva nou pentru mine. Chemarea aceea nu se practica în sat la noi. Și a spus,
Dacă din partea dreaptă vrea cineva să ridice mâna, Domnul se uită, o insista. Dacă din partea stângă cineva, Domnul se uită la, din balcon, de la cor. Dom'le, mie mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Eu eram cu mama. Mama născută în 1930, născut în pocăință. Entuziasmat îi spun pe mașină, n-am amint, ți-a plăcut? Băi, băiete, nu a fost de la Duhul Sfânt, asta a făcut el așa. Mamă, nu te tem, nu te tem de Dumnezeu. Băi, eu de Dumnezeu mă tem, dar asta e de la dânsul, nu a făcut Duhul Sfânt. Nu ne-am putut înțelege, ne-am certat până acasă, așa, ne-am contrazis, nu ne-am certat. Întâmplarea face, mă duc la o altă evanghelizare, același predicator are o predică bună și face chemare. Din partea dreaptă, Domnul se uită la mână, din partea stângă, din balcon. O, mama avea dreptate. Asta era spectacolul lui care trebuie să-l facă, nu era rău, nu era păcătos, era din firea lui. Ori darul deosebirii Duhurilor deosebește ce Duh în spate? E Duhul Sfânt? E un duh uman sau un duh păcătos, rău, diavolesc? Acum, în ce privește cunoștința? Noi avem o bază de cunoaștere a lui Dumnezeu, dar sunt momente când intervine darul de cunoștință. Ce face darul ăsta? Darul ăsta e un dar profetic care descoperă gânduri, fapte, planuri care nu pot fi știute pe căi naturale, ci sunt descoperite de Domnul. De ce vorbesc despre darul acesta? S-ar putea ca unii din cei botezați cu Duhul Sfânt să aibă darul acesta. Duhul Sfânt, când îl dă Domnul, nu e un butoi gol care face gălăgii trei zile. La stăruință, aleluia, transpirăm așa și după aceea e nimic, nu. Duhul Sfânt are și darul și roade și călăuzirea lui, da? Deci s-ar putea ca cineva să aibă darul cunoștinței, dar să nu știe și să nu lucreze. Pavel îi spunea lui Timotei, înflăcărează darul. Păi dacă nu știi că l-ai, suntem la rugăciune, la noi acasă. Un proroc are o lucrare pentru mama mea, soră. Am văzut la dumitale un dar mare. Rar am văzut așa dar mare cum ai dumitale. Mama se ridică, spune, măi frate, n-am niciun dar, mă, eu sunt pocăită de mică. Tata a fost la Cernăuți pe 25 de ani, a rămas orfană, dar n-am daruri. Domnul așa mi-a arătat, soră, că ai un dar. N-am, măi, niciun dar, mă. Aș fi vrut, dar nu mi-o dat. Ați auzit, soră, nu se întâmplă așa câteodată, te uiți la un om și știi ceva despre el. Nu spune nimica, dar știi ceva despre el. Despre ceva, un eveniment, știi cum se întâmplă. La care mama spune, dacă vreți, eu vă spun fiecare ce are în capul lui. Eu tot știu ce gândiți. Frații mei, eu eram păstor, mi-era frică să stau de vorbă cu ea. Și când aveam o problemă, ea spunea, stai băiate liniștit, asta se întâmplă așa, asta se întâmplă așa. Am cunoscut un frate care avea un dar de cunoștință, n-am mai întâlnit până la el. 12 ore a stat de vorbă cu el, mă temeam să gândesc. În momentul când se înfiripa în mintea mea un gând, el se uita și spunea, uite ce gândești tu, dar uite Duhul Sfânt ce spune. Scuturam așa din cap ca să nu gândesc nimic. Ăsta e dar de cunoștință, mai mic sau mai mare. Vouă nu vi s-a întâmplat câteodată, te uiți la un om și știi nevoile lui, îi știi problemele lui, îi știi chiar faptele lui, dar nu pe căi naturale. E un dar de manifestare al Duhului Sfânt. Cum lucrează darul ăsta? Lucrează în chip profetic, identificând cu aproximație o persoană sau un grup, sau o persoană dintr-un grup. Într-o adunare predica un frate și spune, aici în partea asta este un frate pe care îl dor spatele foarte tare. Domnul vrea să-l vindice. Cine fratele? Aici undeva mi-l arată Domnul. Nu se ridică nimeni. De alături se ridică o soră. Pe mine mă doare, frate. Soră, poate te doare și pe tine, dar Domnul mi-a arătat că aici undeva. După insistență se ridică un frate, spune, frate, eu-s.
S-a rugat pentru el și Dumnezeu l-a vindecat. A fost o identificare aproximativă. Aici mi-arată Domnul. Sau poate fi o identificare precisă a unei persoane. Și în Sfânta Scriptură avem multe daruri de cunoștință, manifestarea lor. Numai când merge nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept alta? Până aici a lucrat darul de cunoștință. O văzut cine-i, după care a început darul profetic. Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. În Sfânta Scriptură întâlnim exersarea darului de cunoștință. Uite un izraelit în care nu este niciun vicleșug. Ăsta e dar de cunoștință. Anania, cu cât ai vândut moșioara, cu atâta, Safira, cu atâta, acolo lucra dar de cunoștință. Când Domnul descoperă cu precizie o persoană, faptele lor, dar nu-i prorocie, îi cunoștință. Și mai lucrează darul ăsta, îl lasă Dumnezeu la unii părinți, la unii tați, la unii mame, și e util în casa lor. Măi, fată, fă așa cum spun eu, că dacă nu, uite ce se întâmplă. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Deci e o cunoștință de la Domnul pentru casa și familia ta. Un prieten de meu are băiet. Băietul o lua permis de conducere. Omul cu permis o casă, la câteva zile spune, tata, mi-a dat... Spune cine, un bus, mă duc la București după marfă, primii bani câștigați de mine, pe baza de permis. Tatăl să se uită la el și spune, măi băiete, Domnul să fie cu tine, dar să nu te pășești în vârf de pantă, ai grijă. Tata, eu cum am luat permisul, tu dacă te întreb, nu mai știi, eu cunosc. Pleacă din Suceava, trece prin cumpărătura, la ieșirea din cumpărătura, depășești în vârf de pantă. Din față vine mașina poliție, trage pe dreapta, e permisul. Ăla trece pe dreapta, tata, mi-a luat permisul. Ai depășit în vârf de pantă, băiete. Da, tata, de unde știi? Darul ăsta identifică, e dar profetic, identifică cu aproximație o persoană sau o nevoie, identifică cu precizie și mulțumim Domnului, nu intuiție, la mulți părinți, Domnul le dă o cunoștință despre casa și familia lor. Măi, fata, ai grijă așa, măi, băiete, ai grijă așa. Nu e o vorbă spusă în vânt, e o inspirație de la Dumnezeu. Numai aici trebuie să fim atenți la câteva lucruri. Unu, să fim siguri că este descoperire de la Domnul. Nu-i părerea noastră, că mi s-a părut mie. Doi, nu încercăm să manipulăm adunarea pretinzând că e un dar de la Domnul. Spunea fratele Viorel aici, eu dacă aș spune acum, mi-a arătat Domnul că între voi asta, aș fi mai credibil. Aș fi mai credibil. Dar mie mi-a arătat Domnul ceva, dar nu folosesc cuvântul așa vorbește Domnul. Că de multe ori formula asta, așa vorbește Domnul, aduce o autoritate, conferă o teamă, măi, așa vorbește Domnul. Iar unii predicatori au tentația de a se face mai autoritari, mai inspirați, să spună, așa mi-a arătat Domnul. Dar de fapt nu le-a arătat Domnul. Nu-i permisă manipularea maselor prin folosirea unor astfel de cuvinte. 3. Așteaptă să fii și respins. Eu am o cunoștință pentru un frate. Frate mi-a arătat Domnul, du-te Domnule de aici că nu e așa. Ce fac? Când am vorbit de prorocie, n-am spus dimineață, multe n-am spus. Prorocul nu poate pe nimeni obliga să-l creadă. Am văzut proroci care au prorocit, nu au fost crezut, nu mai prorociez, dacă nu mă ascultă, îi spun că nu-i drept. Păi așa face și predicatorul. La mine, la multe predici nu s-a ascultat. O, dacă ar asculta toți. Ne oprim din predicare? Prorocul nu poate obliga pe nimeni să-l creadă. Eu îmi fac datoria, uite ce mi-a arătat Domnul, tu faci ce vrei. Că Ezechiel spunea, Doamne, dă-i eu prorociesc și nimeni nu mă ascultă. Ezechiel, tu spune-le. Fie că te ascultă, fie că nu te ascultă, tu spune-le. Asta e lucrarea mea, să vă spun,
De acum e treaba voastră ce faceți. Când aveți o cunoștință de la Domnul, așteptați-vă și la împotrivire. Nu, frate, nu-i pentru mine, nu știu unde să o pun, nu, mai verifică lucrarea. Nu trebuie să te superi foarte tare, tu trebuie să fii sigur pe lucrare. Și în al patrulea rând, asta mai greu să primește, mai ales pentru începători. Acceptați și că puteți greși. Acceptați și asta. Știți, frații mei, noi acum nu mai trăim belșugul din Corint, când Pavel nu știa cum să-i oprească. Băi, 2, 3, gata, ajunge. Noi trăim sărăcia din Tesalonic. Nu stângeți Duhul, nu disprețuiți prorociile. Conducerea adunării este obligată să asigure un cadru propice dezvoltării darurilor Duhului Sfânt. Asta e treaba noastră a păstorilor. Să adun frații, să fac rugăciuni, să fac stăruință, să cerem darurile duhovnicesc. Asta e treaba noastră. Cel mai propice cadru îi părtășia de rugăciune. Dar aici, mai ales pentru începători, să poți strecura și greșeli. Frații mei, dacă voi aveți un copil acasă de un an și începe să meargă în casă, merge la pat până la masă, merge, abia ține echilibru, cade jos, îl ridicați, cade iară, luați și dați cu mătura, n-ați da eu ții să mai caz. Nu, domnule, copil, o să învețe. Când are 10-12 ani și cade, ăla e bolnav, ăla trebuie tratat. În exersarea darurilor duhovnicești, când vorbeam de relația de subordonare, trebuie să avem școală pentru frații ăștia, trebuie să avem îngăduință, trebuie să-i învățăm. Doamne, ajută-ne la asta! Darul acesta de cunoștință lucrează ca dar profetic, îi foarte folositor în consiliere. Atunci când vine cineva la tine să se mărturisească, dar nu spune tot. Sau spune ce-i convine lui, că noi și la mărturisire ne cosmetizăm imaginea să arătăm apocăiți. Și parcă am dat vina pe alții pentru păcatele noastre. Mi s-a întâmplat nu odată, de zeci de ori, când cel care venea și spunea ceva. Și în momentul când el spune, vine darul de cunoștință și îl întreb, da cu asta cum îi? Da cu asta cum îi? Am întâlnit frați, nu pot să spun, care îmi spunea câteva mici greșeli și el avea greșeli mari. Și am spus, bine frate, da, te-ai mai certat cu nevastă, cu copiii, nu te ascultă, dar cu asta cum e? Și el se uită roată, frate, dar de unde știi? Mi-a arătat Domnul. Ei, e foarte folositor în consiliere, când cineva se mărturisește, dar nu spune totul. Păstorul n-are voie să fie înșelat, Dumnezeu, Duhul Domnului trebuie să fie cu el. Nu vă spun de tine care pun nuntă și nu-s cum trebuie, știu de o mireasă gravidă care are pretenția să-i faci nuntă. Și atunci vine Duhul Domnului și îți zice, măi, e asta cu tine? Și atunci el capitulează. Tot în consiliere sunt oameni care vin la mărturisire, dar n-au curajul să spună tot, nu care ascunde. Îi trai, domnule, vorba cu cleștile din gură. Atunci tu îl ajuți, se folosește mult metoda dialogului. Stai de vorbă cu el. Anania, du-te în Damas pe ulița care se cheamă dreapta, acolo e unul care te așteaptă, Saul. O, Saul? Doamne, dar eu m-am auzit atât rău care l-a făcut. De acum Anania vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu mai spune, știu, dar du-te că el e un vas ales pe care l-am ales din pântecele mamei și uite, el se roagă, o a avut în vedenie. Deci Anania stă de vorbă cu Dumnezeu. În consilierii, păstorul nu trebuie să se grăbească. Trebuie să-și facă timp să stea de vorbă cu omul acela, să stea de vorbă. S-ar putea în timpul dialogului Duhul Domnului să descopere noi taine. Mai este metoda comparație. Merge Natan la David și spune, David era un om bogat, multe oi, unul sărac, știți ideea. La urmă îi spune, tu ești acela. Că dacă i-o spunea altfel, fără înțelepciune, puteți să-i tai capul, că David era om iute.
dar o folosim metoda comparației. De multe ori eu am fost la frați care sta de vorbă cu mine și îmi spunea, odată am văzut, s-a întâmplat, nici nu mai trebuie să fac rugăciune. Povestea lui era exact nevoia mea. Așa lucrează darul de cunoștință. Dar aici vă rog iarăși, atenție, să fie cunoștință de la Domnul și să nu fie o părere a noastră. Odată eu studiam problema nașterii de copii. Am fost solicitat să predic despre asta și am ajuns la concluzia că oprirea nașterii de copii prin orice metodă e un păcat de la Dumnezeu. Și eu mă gândeam la asta. Eram în casă la un frate, vine o soră cu fata ei bolnavă. Frate, vreau să te rogi pentru fata mea că e bolnavă. Soră, faci mărturisirea întâi. Și trimite, du-te cu fratele Dragoș la mărturisire. Mă duc cu ea, îmi spune sora câteva lucruri, dar eu avem în cap studiul meu. Studiul meu, că dacă... Și îmi întreb, soră, dacă nașterea de copii, cum stai? Zic, da, frate, bine. Ai primit toți copiii care ți-o dat Domnul? Da, frate. Câți copii ai, soră? Și ea îmi spune, 20. Am fata asta bolnavă și mai am 19 acasă. Eu zic, noroc că n-am spus că mi-a arătat Domnul că tu oprești nașterea de copii, că mă facem de rușine prietare. Eu cu mintea concentrată la studiul meu, sora era de la Gura Sulce, vede 20 de copii. Acum vreo 2-3 ani eu i-am condus slujba ei de mormântare. Când unul din copii a murit, iar cei 19 copii înconjurau secret. Nu putem să ne dăm părerile noastre drept cunoștință de la Domnul. Nu este corect. Eram odată într-o casă la rugăciune și un proroc. Vine un băiat, vine de prin Austria, om din la rugăciune. Cum intră pe ușă prorocul, spune, băi, vine încoace, vine încoace, vine încoace, îl duce la mărturisire. Bă, tu de ce oprești nașterea de copii? Și ne spune, dar nu opresc, frate, nu oprești, nu? Crezi că mie Domnul nu mi-a arătat, eu te chem degeaba? De câți ani ești însurat? De 7 ani. Și câți copii ai? Am 6. Băi, vezi că diavolul o să vină cu gândul ăsta la tine. Apoi nu schimbăm așa ca o viclenie. Mi-a arătat Domnul și când a văzut că nu se potrivește, ai grijă. Deci atunci când pretindem că avem o cunoștință de la Domnul, să fie cunoștință de la Domnul, fraților. Dacă nu suntem siguri de asta, ne oprim, spunem o părerea noastră sau tăcem din gură. Cu darul de cunoștință trebuie o mare finețe, o mare finețe ca să lucrezi și o discernere mare de la Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute la asta. Darul de cunoștință e foarte util în învățătură. Cunoașterea Domnului Iisus se face prin învățătură, prin experiență și prin descoperiri. Darul de cunoștință îți descoperă nevoile adunării. Degeaba voi aveți certuri, probleme și râc între voi și eu vin din România și vorbesc atributele lui Dumnezeu, omniștient, omnipotent, omniprezent, omni, îmi spun atributele lui Dumnezeu și plec, dar voi sunteți în ceartă. Darul de cunoștință trebuie ca predicatorul să-i arate starea adunării și să dea hrana care trebuie. Că dacă pe un om îl dor picioarele și eu îl tun numai, nu-i mare lucru. Deci când intri într-o adunare, întotdeauna predicator... Știi că slujbele au anexate un dar. Slujba de învățător are anexat darul de cunoștință. Eu merg la Elim, la Atlanta și spun, Doamne, ce trebuie vorbit în adunarea asta? Care-i starea adunării acesteia? Și atunci biserica se zidește când îi vorbești după nevoile ei. Deci darul de cunoștință descoperă predicatorului nevoile adunării, le poate descoperi chiar când pregătește predica sau când expune predica. Frații mei, eu n-am nicio schiță. Uitați-vă aici. Dar eu am schița mea în cap. Eu recomand predicatorilor să aibă o schiță. Adică să aibă câteva idei de predică. Dacă eu vin la amvon și încă nu știu ce să vă predic, ce veți înțelege voi? Dar eu în mintea mea
Am planul predice, pentru că schița te disciplinează. Am întâlnit predicatori care eu din Genesa ajung la Apocalipsa să mai întorc o dată înapoi și când îl întreb, omule, ce ai vrut să spui? Apoi ce am spus? Na, n-ai auzit ce am spus? Nici el nu știe ce a vrut să spună. Dar măcar că am schița de predică, eu las libertatea Duhului. Când în expunerea predice am un îndemn de la Domnul să spun despre asta, eu mă opresc din planul meu de predică, spun ce mi-arată Domnul, după care mă întorc, schița mă face disciplinat. Mă întorc și îmi continui predica. Am întâlnit într-o biserică, a fost chemat un proroc. Nu a putut să vină, adunarea plină, a venit în locul lui un predicator, care a spus, fraților, voi așteptați proroc, eu nu-s proroc. După predică, frații au spus, băi, tot ce-ai vorbit a fost prorocie. Pentru că Domnul cunoștea nevoile adunării și le-a vorbit după nevoile lor. Altădată un frate în America le spunea, când în comitet unul spune așa și celălalt îi răspunde așa, la care unul din adunare se întoarce și spune, băi, ăsta e proroc? Nu știu de proroc. Bă, dar exact așa a fost la noi în comitet. Deci, darul de cunoștință vorbește nevoilor biserice, în care ne arată nevoia biserice, aduce o interpretare profundă a unui verset din Scriptură. Citești un verset din Scriptură de 10 ori și când îl citești altă dată primești o lumină de la el. Și darul de cunoștință corelează cuvântul scris cu evenimentele vremii. Dorim pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Închei predica mea, vorbind despre darul cunoștinței în mod succint, așa, s-ar putea ca unii din voi să aveți darul acesta. Duhul Sfânt să vi călăuzit în anumite lucruri, n-ați știut că-i dar de cunoștință, n-ați lucrat în domeniul acesta. Cum lucrează darul de cunoștință? Care sunt condițiile? În primul rând, să nu știi nimic pe căi naturale. Eu m-am auzit ceva de fratele Viorel și într-o discuție, măi, mi-a arătat Domnul că... Nu. Dacă știi ceva pe căi naturale, mai bine taci. Darul de cunoștință lucrează când nu știi ceva pe căi naturale. 2. Darul de cunoștință lucrează când ai pace. Când ești agitat, când ești mânios, nu lucra cu darul de cunoștință, s-ar putea să greșești. Darul de cunoștință lucrează numai când omul are pacea lui Dumnezeu în el și Doamne ajută-ne din aceasta. Darul de cunoștință lucrează fără resentimente, să nu ai simpatii sau antipatii. Mie mi-e drag de fratele Viorel și la descoperirea Domnului îl mai laud eu încă. Dacă pe unul am ciudă, băi, mi-a arătat Domnul că tu așa și așa. Nu trebuie să avem influențe sentimentale în exersarea darurilor duhovnicești. Domnul să ne ajute. Cum lucrează darul acesta? Câteodată lucrează fără ca omul să fie conștient. Ai o predică, când ieși afară, s-a întâmplat, spune, băi, frate, dacă ai știut ce m-ai spus de la amvon, n-ai putut să-mi spui mie. Pentru că Domnul a descoperit un lucru care era în adunare pentru o persoană și tu l-ai vorbit, dar tu n-ai știut. Altă dată ai un simțământ puternic că-i Duhul Domnului peste tine și trebuie să spui lucrurile astea. Întotdeauna darul de cunoștință, când ai o cunoștință, Domnul îți va face ocazia să împărtășești cunoștința. Cel care are un dar de cunoștință, mai ales cel începător, să nu se grăbească să o expună. Vei vedea că Domnul descopere aceleași lucruri altuia și atunci tu rămâi zidit. În momentul când Domnul îți dă o cunoștință și o spui, vezi, verifică și împlinirea ei, ca nu cumva să fie o părere a ta. Doresc pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Am vrut să vorbesc ceva despre darul cunoștinței. Acum, despre darul prorociei, vorbirea în limbi și tâlmăcirii, întâlnim multe scrieri în Noul Testament.
Sunt daruri despre care scrie foarte puțin. Despre darul cunoștință în Scriptură se scrie foarte puțin. Darul de cunoștință este un dar de manifestare supranaturală al Duhului Sfânt, lucrează ca dar profetic în slujirea publică, lucrează în consiliere și în învățătură. Trebuie să împlinim condițiile, să avem pace, să avem un cuget curat, să nu știm pe căi naturale, să nu avem resentimente față de cineva, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și acum eu vă spun în încheiere, dacă o persoană, o soră, un frate s-a regăsit în ceea ce eu am spus, s-ar putea să ai dar de cunoștință. Consultă-te cu alți frați cu experiență. Împărtășește lucrările cu ei. Stai aproape de Domnul ca Domnul să înflăcăreze darul acesta. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin.